Reclama este sufletul comerțului în Târgul Veteran din Drobeta Turnu Severin. Avem și ieduși și mei și tot ce vrei. Cât se costă carnea de ied? Păi de la 22 ani să rămână măcar 20. De miel? 20, cu bătaie. Mii sunt ecologic, crescut foarte sănătos, condiții excepționale. Imediat după ce s-au instalat în târg, ciobanii au trecut la tranșarea animalelor. Au venit și primii cumpărători. Primul preț a fost de 20 de lei pentru un kilogram de miel tăiat. Ați vândut ceva până acum? Am vândut destul de bine. Cât aveți la vânzare? Avem vreo 10 lei. Și cum merge? 20 de lei kilogram. Se mai poate și negocia? Nu, la prețul ăsta nu se mai negociază. Alți ciobani au fost mai sensibili la cerințele cumpărătorilor, astfel că au coborât prețul la 18 lei. Clienții nu au întârziat. Cam slăbuți. Prețul? 18 lei. Mai negociază? Nu mai. Păi, de atâta la 8 am cerut 20. La 20 am lăsat la 18. Câți miei aveți dumneavoastră de vânt? Vreo 300. Sperați să îi vindeți pe toți? Așa sperăm. Acum, nu știm. Cât oferiți? 20 și rămasă cu 18. Cu 18. Cu 18. Cât are asta? 12, 14, cât are? De aici, 14 kg. 14 kg 300. Așteaptă acasă, mamă, să știu dumneavoastră. Da. 14 300. 2.572. Uite, arată da, și preț. Văd. Ai bani? Eu cred că am. E munca oamenilor, vă dați seama că nu e ușor să crești un animal. Eu îi înțeleg. Ce să facem? Asta e situația. Așa sunt timpul în ziua de azi. Sărbătoarea se apropie de Paști. Trebuie să mâncăm și carne de miel, numai carne de pasăre. Să fie bine pentru toată lumea. Primii cumpărători au fost cei care au vrut să se asigure că vor prinde prețul cel mai bun. Din experiența anilor trecuți, cu cât s-a apropiat sărbătoarea Paștelui, cu atât carnea s-a scumpit. Tot ca anul trecut. 180-200. Mult, puțin, cum vi se pare? Acum, de Paști? De pensionare cam mult, da. Asta e. Am comparat. Câte kilograme are? Are 10-300. La 2 milioane. La un cântar avea 12 și la un cântar are... L-a verificat 10-300. Asta este. Mai încercați să negociați? Nu. Deci la unde a fost era 180. Cel mai puțin, 200 la ceilalți acum. Așa am luat de prima dată, pentru că pe urmă, în apropiere, mai cresc prețurile. Ciobanii care vând miei în târgul din Drobeta Turnul Severin achită la administrația piețelor o taxă de 9 lei pentru fiecare animal tăiat. Cei care vor să cumpere un miel întreg merg la târg, iar cei care vor doar o bucată de carne pot merge la hipermarketuri unde mielul vine din export. Târgul Veterani rămâne deschis până sâmbătă după amiază.